Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Benzina s-a mai ieftinit. Și motorina, dar mă rog, eu sunt benzinar, deci e între 6,93 și 6,99. Da, cum oare? Zona. S-a ieftinit, da? De aproape două luni tot scad prețurile. Și ultima ieftinire a fost în weekend. Benzina și motorina s-au ieftinit la Petrom cu 5 bani pe litru. Sigur, a fost doar o promoție de weekend, azi dimineață au revenit unde erau, mă rog, s-au mai scumpit un pic, vineri la motorină au mai pus 4 bani la litru, prima scumpire în două luni. Dacă vă bucurați, bucurați-vă, să vă bucurați bine, păi pentru de bucurat că vine vacanța, te urci în mașină, pui benzină și ai plecat. Și vă bucurați! Exact, de la 1 iulie cresc prețurile. Deci bucurați-vă acum cât puteți. De ce cresc? Adică e anunțat că o să crească și cresc semnificativ. Și noi ne bucurăm, mamă, s-a ieftinit cu 3 bani, ce frumos, s-a scumpit cu 4 bani, de data asta se scumpește semnificativ. De ce? Pentru că s-a mărit acciza. E ca în cântecul ăla cu s-a mărit armata și ești trist, acum s-a mărit acciza, guvernul face astfel legătura cu inflația, guvernul stabilește valoarea accizei. Inflația a scăzut. Aici era prevăzută scumpire de la începutul anului. N-au apucat. Păi inflația de anul trecut și pentru că fusese mare, au zis să fie generoși totuși să scumpească în două etape. Sau ai gândit ca să fie și eu cu mai mic acum pe durata vacanțelor când plecăm în străinătate să nu ne speriem prea tare de prețurile. Nu, bre, n-auzi că trebuia să peste hotare. N-auzi, bre, că trebuia să scumpească de la 1 ianuarie. Da. Și au făcut-o în două etape. Au scumpit la 1 ianuarie cu un pic și acum nu chiar un pic. Ce au fost generoși. Deci de la 1 iulie 2020. Dar mie îmi place cum guvernul e foarte atent când crește inflația să actualizeze accizele cât poate de repede. Uh-huh. Dar când se întâmplă invers, da. Nu prea. La mai salarii, uite, la fel, nu? Pa, cum crește inflația, crește și salariile, toți patronii stau atenți, nu? Și guvernul. Că și la guvern e greu. Deci, de la 1 iulie 2024 va avea loc o majorare de 43 de bani pe litru pentru benzina și de 40 de bani pe litru pentru motorina. Deci o să ajungă, cred, pe la 7,40 lei. Sau mai mult litru, acum depinde și de benzinărie. Deci cu jumătate de leu. Vezi, mă, ce înseamnă psihicul uman. Noi ne-am obișnuit, acum nici nu ne mai pasă, că ne-am obișnuit, a fost și 8, a fost și 9, a fost și 10... Cum e și cu prețurile astea care au crescut, atât de mult prețurile, că acum când văd ceva că e 20-25 de lei, am ajuns la unele să mi se pare și rezonabil. Deci este exorbitant de scump față de cum era acum un an, dar te obișnuiești și... Pe mine mă doare de fiecare dată, eu nu reușesc să mă obișnuiesc cu scumpirile astea. Le urăsc din tot sufletul. Ca tu să ești și mai sensibil. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.